M-a așteptat toată vara să aibă timp când Teodora să vină la mine la emisiune. Nu vrem bărbații cu bani, că sunt cei mai mari bolani. Aia frumoasă de la Îngeri, știi, care o au, Aură se cheamă, nu? Mm-hmm. Au asta, artiștii au asta deasupra lor. Te caut în stele, în visele mele. Ne dăm două palme și ne revenim. Jap, jap. Mamucă, nu m-ați făti, duce-mași și noi veni. Ești o voce absolut fenomenală și știe toată România. Dacă există în vise, rămâi în vise. Ce nu știu ce. Ce cântăm? Ce vreți voi? Da, de știi ce mult te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și nu pot să mai zeci de comori și pot să-ți spun de mii de ori. Să mă crezi tot mai putea, eu îți dau și viața mea. Eu pot să-ți dau zeci de comori și pot să-ți spun de mii de ori. Habar n-ai tu, da, 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 iubirea mea, da, 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 inima mea, da, 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 iubirea mea, da, 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 inima mea, habar n-ai tu cât te iubesc. Habar n-ai tu cât
da 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 da. Habar n-ai tu. Da, mă place să mă prostesc. Dacă mă pui pe mine să mă prostesc cu cântatul, nu mă mai opresc. Care prosteală? Că atâta mi-e de drag. Ia. Ce frumos. Și n-am mai cântat la modul ăsta. Bună, te-am găsit. Bine, bine că ai venit. Bine că te-am găsit. Să dăm noroc să și că am venit. Noroc, băieții, sănătate. Bine ai venit. Nici nu mai știu să cânt. Băieții, da, cu, la muncă, da. Noi suntem la party. La party, da. La party. Nici nu mai știu să cânt la modul ăsta. Am plăcut așa, așa cum îmi place mie, de altfel. Ăsta este genul meu de cântat. Bob Marley și reggaeton și toate astea așa îmi plac și astea îmi plac și nu știu ce și nu mai știu să cânt așa pentru că nu am mai cântat în România așa, deci întreabă-mă de când, vai, habar n-am să mai cânt așa. Da, e frumos, mai cânt. Ai zis de România, ai cântat în altă parte, așa? Da, am mai cântat, mai cântat în America, da, de fiecare dată când m-am dus. Păi tu de acolo ești? Acolo îmi place foarte tare și atât de mult îmi place că în viața mea de zi cu zi vorbesc 10 cuvinte românești și bag și vreo 5 englezești. De și drag, place, atât mai, de mai drag critică mie. Lumea. Dar mă critică lumea, dar nu prea mă interesează că mă critică lumea, pentru că eu nu o fac ca să mă aflu în treabă sau să fiu mai... în șmecher sau să sară în evidență. Vin, sau... simplu, vin, că... mi-e prea drag, știi? Uh-huh. Și să știi că de multe ori parcă însemnătatea cuvintelor românești nu sunt atât de deep, vezi? Atât exact. De adânci, nu știu, ca însemnătate, avem o limbă ca în... frumoasă, cu niște da. Cuvinte superbe, dar uneori parcă vin mai ușor alea, știi, nu găsești un termen potrivit. Un termen potrivit și parcă aceeași însemnătate, exact. Aceeași adâncime da. Sau aceeași, bine, atât de bine punctat, ca și când pui în... Hai, în engleză, am intrat direct da, în poveste. Păi, eu vreau doar să spun zic? Că, deși o să mă înjure toată lumea, că eu mă bucur că a trecut vara, am așteptat toată vara să aibă timp Minodora să vină la mine la emisiune. Am zis, cu minte pe cuptor, am zis, aștept să termine da, vara, că mai pentru că femeia vara, da, a avut treabă, s-a cântat. Slavă cântat, Domnului că slavă s-a cântat, că nu se știe Dumnezeu, ce da. Mai urmează. Da. Eu mi-am dorit foarte mult... să vii, pe lângă faptul că ești o voce absolut fenomenală și știe toată România, pentru că noi mulțumesc. Ne știm... De câtă din vreme copii. Ne știm. Și acum am, deci am în cap imaginea ta, erai pe scări la teatru din Buzău, unde s-a ținut festivalul Mihaela Roceanu și te încălzeai. Și, dar te încălzeai, făceai canto clasic atunci? Sau toată lumea zicea da. Că faci canto clasic? Eu am terminat liceul de muzică la canto clasic, sesiunea canto clasic, da. Așa. Canto clasic, după care, cântând foarte mult muzică pop, cântând foarte mult ulterior, pentru că cu pop nu prea făceam bani în restaurante unde cântam eu și eu cântam Uite, să mă rea Cherry și știu ce pe negative, tu. Da, și lumea îmi trăgea din priză negativele și zicea, auzi, cântă-ne și nouă tatăl meu cu părcărunt și populare de-astea bănățenești de ale noastre și văzând că pierd bani și având nevoie de bani să duc acasă bănuți, m-am apucat zic, mă, dar atât de proastă sunt, zic, nu pot să învăț eu, adică cânt și zic, nu învăț popularele și cu canto clasic, ca să conchid, să închid ideea. Cântând muzică pop și popularele astea și nu știu ce, dar eu trebuia să aleg nu te joci, cu clasicul nu te joci, trebuie să fie vocea lacrimă, nu ai voie să ai nici o cea mai mică dogeală, nici cel mai mic nisip pe voce sau ceva. Adică apoi, faci doar acolo. Doar acolo, doar mm-hmm. aia faci. Da, îmi place de oricum povestești, da? Și mai mult îmi place când cânti. Ce cânti? Ce cântăm? Nu știu ce. Ce cântăm? Ce vreți voi? Ce... Am pregătit câteva melodii, dar eu... Na. Hai, cânt hai că... cu Te caut în stele. Cu Te caut în stele, hai.
Mr. Papi. Să știi că tu rămâi pe veci, iubirea mea. Îmi e dor de tine, te vreau lângă mine. Vreau să-mi spui și tu că încă nu s-a terminat. Să-mi spui și tu. Muzica e frumoasă, super, ce frumoasă e muzica. Doamne, și cât de fericiți suntem noi artiștii și cât de mult trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har și în culcare și în sculare și în cursul zilei și din minut în minut, din non-stop, trebuie, din punctul meu de vedere, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Așa e. Cât de bibelou suntem, cât de mult ne înconjoară Dumnezeu, ne-a pus în aura aia frumoasă de la îngeri, știi, care o au, aură se cheamă, nu? Mhm. Aia frumoasă, așa. Noi aia o avem. Eu așa cred că artiștii... Octavă, aura ta neagră. Artiștii asta cred că au asta. Artiștii au asta deasupra lor, deasupra capului. Așa i-a făcut Dumnezeu pe artiști. Eu așa cred. Și eu zic că ne-a dat ceva cu care putem aparte fi nemuritori odată și să simțim special, așa, la vibrație înaltă. Dar cum e, uite, cu soțul cum are, mai stai și pe telefon, e ok, am înțeles că e răbdător, cum reușiți? Trebuie. Cum reușiți să faceți chestia asta sacul și pe scenă și acasă? Ne-am găsit sacul cu peticul, îmi știe de frică, auzi, da? Am înțeles. În primul rând este iubire. Aia clar. După care am învățat de la el mai mult. Că este foarte important și respectul, pentru că eu sunt mai apucat așa și nu e ok. Am văzut. Da. Și îmi place mult. Și nu e ok și mă ponderează el. Sunt dilimacă. Și, dar mă ponderează el și dacă sar calul, mă pune la punct, dar într-un mod extrem de civilizat. Mă pune la punct, de multe ori așa mi-e jenă mie de cum am reacționat sau ce am făcut. Așa, eu asta simt. Avem băiatul care a primit acum pe 24 septembrie 12 ani. Mulțumesc. Și sunt 18 ani de când suntem împreună, nu sunt 2, 3, 5 no. ani, sunt mulți. Mm-mm. Este ca și cum ne-am cunoscut ieri. Deși, atenție, petrecem împreună minut de minut, zi de zi, 5 minute din 5 minute, non-stop suntem împreună. Și eu n-aveți niciodată timp, adică să zic, bă, eu vreau o săptămână să mă duc eu nu m-am săturat de el. Cu mama, cu părcelul, singură că am nevoie. Și el la fel. Cu băieții. Nu. Nu se merge cu băieții? Se merge cu băieții. Nu ai băieți. Nu se merge, nici nu se merge cu băieții. Ce că... Ce ați făcut? Dar mie nu prea îmi convine să meargă cu băieții. Ne-am certat. Păi, normal că nu ne convine la niciuna, dar uneori știi că trebuie. Păi, dar știi ce fac eu? Chem băieții la mine, man. Și stau și eu cu băieții. Ha-ha! Asta merită băută, fetelor. Da. Vreți să stea soțul cu băieții? Stați și voi luați, cu băieții. Luați de notați, că nu vedeți așa ceva. Și ce-i frumos, ne place să ascultăm ce cântăm. Iar cântăm? Da, cum? Ce zici că iar cântăm? Cântăm, dacă ce? Te-am adus aici să cânti, de când te aștept să ne cânti? Da? Și lumea asta de acasă, ce păi crezi? Păi că mai cântă tu cu Mamuca, că îmi place. Haide, cu Mamuca. Cântăm? Să cântăm, da, cântăm cu Mamuca. Sunt foarte fericită că ai acceptat să cântăm piesa. Da, cum să nu?
Și o să sune acum cum n-a sunat niciodată. Eu nu prea o cânt în concertele mele, pentru că e așa, o chestie mai de stare și la mine mai pe party, pe beat. Dar acum chiar nu face plăcere să cânt refrenul ăsta. Ce nu te-am sunat, să știi că nici n-am încercat. Să știi că-n viața mea mi-e ușor cu ea. Sunt atâta de învățat, sunt pe fugă, nu mai am timp. E mult prea mult ceea ce zic, nu-i totul minunat, ce-o spune de-aș putea. Dar încerc mereu să mint. Mă mucă, mă sfădi, mă mucă. Noi și noi venim și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă, mă mucă, nu mă sfădi. Duce-mă și noi venim și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Oi, mamă, ți-a fi dor de mine. Și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Știu că ți-a fost și ție greu, dar înțelege, eu sunt eu. Dar ești mama mea, în oglinda mea, îmi ești o cos de Dumnezeu. Îți zic, nu mai are rost să-ți faci griji și să dormi prost. Ascultă-ți inima, ascultă liniștea și lasă zboare tot ce-a fost. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă, mă mucă, nu mă sfădi. Duce-mă și noi venim și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mă sfădi, mă mucă, mă mucă, nu mă sfădi. Duce-mă și noi veni și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Mă mucă, nu mă sfădi, mă mucă, mă mucă, nu mă sfădi. Căci duce-mă și noi veni și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Și apoi, mamă, ți-a fi dor de mine. Și apoi, mamă, ți-a fi dor. Frumoasă, wow, piesă. Wow, ce frumos. Ei, mulțumesc, ce mulțumesc. Piesă frumoasă. Bravo, măi, papi. Bravo. Și băieții, uite-mă pe băieții tăi. Bravo, Bebe, Bebe, Alex și Ale. Da. Bravo, băieții. Bravo. Ne place de voi, măi, ne place de voi. Mult. Trebuie să mai facem, mai facem. Da. Facem. Mămucă. Mica, da, zici tu. Mica. Mica. Dar Mica, cum ești tu? Cum zice Marco? Ce mami. Se... Mami? Și cum ești în postura asta? Cum te vezi tu? Ești prietena lui? Da. Ești dură? Îl faci cu capul? Câți ani? 12 ani. 12 ani. Mulțumesc. Sunt prietena lui. Începe perioada critică. A început? Nu. Sunt prietena lui, însă... Sunt prietena lui, dar... Sunt și cea mai pretențioasă persoană.
Pentru că este un copil capabil, este un copil de la care poți să ai pretenție. Tot muzică? E isteț, da, cântă la Dinu Lipati, la pian este. E un copil fain. Ce șanse erau să fac altceva, zic și eu. Îi place muzica, că altfel nu. Noi nu sunt genul de om de cioară care își laudă puiul, știi? Nu, nu. Îi place. Trăiește, are muzica în el, curge muzica în sânge și e foarte important lucrul ăsta. E un copil care nu mă face de râs. Asta este foarte important pentru mine. Este? Da. Mi-am dorit întotdeauna să am un copil educat. Să nu meargă să se... Da, în sensul ăsta. În sensul ăsta de educație, că altfel... Da, să nu se stăvălească pe jos, nu. Stai, să se... Și... copilul în viață să fie fericit. Dincolo de... Da, absolut că da. Eu vorbesc strict de educație. Da, da, este important. El este un copil fericit și fața lui și copilul vezi... Care să nu fie ție dator, adică să te asculte pentru că tu vrei ceva. Nu. Să aibă etică, mă interesează. Asta, da. La asta mă refer, să nu mă facă de râs, în sensul ăsta. Tu oricum ți-ai făcut datoria, educația e oferit, condiția are, mai departe, să fie sănătos. Ai dreptate. Să fie fericit și dacă o mulțumește și pe mami, e și mai bine, doamne, și hai să mai cântăm ceva și după aia vreau să-mi povestesc de faza cu America. Pentru că... Mai Marco e conceput în America, tu, vezi că la Chicago l-am conceput. Așa, da, păi câți deci... au ocazia să spun asta. Made in Chicago. Mi-e dor de America, n-am mai fost de multe. Ultima dată am fost cu Florin Salam în turneu. Cu frații Cocoș, noi. Cine a mai fost cu noi, papi? Dar cine a mai fost cu noi, papi? Nu mai știu. Acolo, vrei să bagi o americanească atunci să te răcorești? Nu. Eu, nu știu, sunt un pic obosită, știi? Uh-huh. Pentru că am muncit mult vara asta. Da. N-a fost de cântat atât la timp. Zi-mi, e cea mai faină amintire din vara asta, din toate concertele sau din timpul vostru cu prietenii, nu știu așa, ce ți apare minte când te gândești la vara 2021? Îmi apar reacțiile oamenilor când mă văd. Când mă văd că dintr-un terasă, pe terasa respectivă unde cânt, îmi apar zâmbetele lor, îmi apar diferite bisuri, pentru că eu fac show așa, de așa natură, încât oamenii să se simtă bine și să... Sunt convins. Da, să-mi acorde un bis, să dorească să le mai cânt. Am două amintiri frumoase. Două doamne în vârstă, dar când spun în vârstă, peste 60 de ani. Care au... O doamnă de la Iași care mi-a spus că se roagă mereu pentru mine și că și-a dorit extraordinar de mult să mă cunoască, să mă vadă. Și dacă putem să facem o poză, și am făcut poza respectivă și când am făcut poza tremura. Wow, ce frumos! Și tremurând atât de tare, eu i-am spus, zic, de ce v-ați emoționat așa de tare? Zic, vă rog frumos, zic, nu... Că zic, vă simt că tremurat. Și uitându-mă la ea, când i-am spus treaba asta, m-am uitat la ea și a bufnit în plâns femeia, dar a bufnit în plâns rău. Eu când am văzut că a bufnit în plâns, m-am nenorocit, adică mai rău. Am luat-o în brațe și ca să se liniștească femeia, nu știu ce, pe mine m-a contopit toată starea aia și așa. Mai aveam de cântat încă, în continuare, că ea a stat și zice, aș vrea să plec, până când a făcut eu pauză între piețe, să cântăm ce mai cântăm, Liviu și nu știu ce. Și am văzut-o și a zis, și a apucat să-mi zică, ce să mai cânt, că nici nu prea mai eram în stare să cânt. Așa. Asta a fost una dintre amintiri și cealaltă a fost cu o doamnă tot așa în vârstă. Am făcut un party, un chef cu Dan Diaconescu, a venit la Neptun la o terasă de asta. Și am făcut un party acolo, s-a întins party-ul, 3 ore am cântat, fără pauză, nu m-am mai oprit nici Dumnezeu. Dă-i eu când mă apuc, știi? Și am cântat și după ce am cântat, m-am pus la povești cu Dan, la o masă și până să mă pun la povești, femeia vine și spune, putem să facem și noi o pauză, doamnă? Tot așa, doamnă în vârstă. Și zic, da, sigur, cu cea mai mare plăcere, doamnă. Zic, stați puțin 5 minute și mă ridic și că doar mă terminasem de cântat și zic să mă liniștesc un pic. Știu, trebuie să stau un pic, să mă adun un pic, știi? Energie, știu cum. Și mă pun lângă Dan și mă apuc cu Dan de povești. Cum sunt eu, vorbă lungă și nu știu ce spuneam lui Dan. Și am uitat de femeia. De femeia ce? Da, am uitat. Mă, total, mă, lemne, deci nu, am uitat, nu. Și am stat de vorbă cu Dan vreo oră și... Wow. Și cineva acolo din fața noastră, din prietenii lui Dan, cu care venise echipa, cu care venise el, face semn. El era în fața mea.
Și eu zic, ce o vrea? Zic, se terminase cântatul, cu programul terminasem de cântat. Eu mă pusesem la povești, am terminat cântatul, m-am pus la povești. Și zic, ce vrea? Și când mă, femeia asta, te blajină, mă. Ea, dar nimic n-a zis, mă. Să vină să te tragă de mânecă. Nu, nu. Ea aștepta. Deci femeia asta te-a acolo, așa. Doamne. În picioare, în spatele meu. Vai, ce rușine mi-a fost. Vai, de capul nostru. Doamna, zic, uite, dumneavoastră, zic, mă scuzați, zic, mă iertați. Zic, de ce n-ați venit să mă bateți pe umăr totuși și facem poza, nu facem poza, va. Și a rușine mi-a fost, am făcut, zic, da, mi-am cerut scuze de atâtea ori în fața femeii, zic, că penibil, dacă vrei, știi, momentul. Nu e, că na, așa e. Da, cât bun simț pe doamna respectivă, să nu mă deranjeze că eram în povești cu Dan, știi? Da, am pățit-o, de mâncam, de vorbeam, de, cum uitați, vin peste tine. Dar oricum e fain, că oamenii vor, asta înseamnă că te apreciază și vor un semn de la tine, sunt importanți pentru mine. Da, fix. Vremuri faine au fost, de toate. Le traversăm și pe astea grele, da, cu... Cu capul sus și speranță. Acum, ne-a fost greu, a fost pentru un șoc foarte mare să nu cânti atâta timp, să, da, așa că să se suspende hai tot. Hai să mai cântăm acum, de drag. Da. Până când nu ne... Sper să nu se întâmple, să nu ne mai putem aduna măcar aici în formulă mică pe canapea. Aia, așa, în hai formulă mică, cântăm. Cred că da. Dacă, cântăm dacă există în vise? Dacă există în vise. Hai. Ești iubire, vreau să rămâi în viața mea, să-mi dai mângâiere și fericire, dragostea mea. Noi am trecut peste orice, și prin rău și prin bine, aș vrea să fii cu mine, da. Să-mi dai iubire, da, dragostea mea. Dacă existi în vise, rămân în vise și nu mă mai trezi, căci fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri. Dacă existi în vis, rămân în vis, nu mă mai trezi, fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri. Ce pe lume să te strângă brațe inima mea. Noi am trecut peste orice și prin rău și bine, e doar să te cerut și să te iubesc mult. Dacă există în vise, rămâi în vise și nu mă mai trezi, căci fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă de iubire aș muri. Dacă există în vise, rămâi în vise și nu mă mai trezi, căci fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri.
mult îmi place, ce tare mă atrage. Când ești în fața mea, nu mai pot respira. Tu când apare soare, când pleci ar vine ploaie, aș vrea să stai mereu doar în jurul meu, doar în jurul meu. Dar de-ai ști ce mult te iubesc, te iubesc, te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mânduiera ta, fără sărutarea ta. Ai ști ce mult te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mângâierea ta, fără sărutarea ta. Ce mi-ai făcut, de vreau atât de mult, noapte și zi să stai, un sărut să-mi dai. Nu știu ce mi-ai făcut, de vreau atât de mult, noapte și zi să stai, un sărut să-mi dai, un sărut să-mi dai. Și refrenul și voi. De-ai ști ce mult te iubesc, te iubesc, te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mângâierea ta, fără sărutarea ta. Dar de-ai ști ce mult te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mângâierea ta, fără sărutarea ta. Hai cu mine! De-ai ști ce mult te iubesc, te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mângâierea ta, fără sărutarea ta. Încă o dată. Da, de știi ce mult te iubesc, te iubesc, te iubesc și nu pot să mai trăiesc fără alinarea ta, fără mângâierea ta, fără sărutarea ta. Sărutarea ta. Oh, oh, oh. Nu cred. Deci niciodată nu știi cum se cheie piesa. Da. Mi se pare păi așa genial. Trebuie. Deci te duci, te duci, intri. Da. Eu nu mă pot opri, deci mă. Deci pot eu încep, sunt... dar de duci. Da. Absolut genial. Ce mi se usucă gâtul, mă? Da, și ție ți se usucă gâtul, las că tu bei acasă. Numai fetele beau în seara asta. Îți place piesuca asta cu De știi ce mă te iubesc? E frumoasă, nu? E superbă. Cred că o să mă autoinvit la voi. În preajma sărbătorilor îmi spui când ai decorat casa și venim. Hai, iubito. Bem un vin acolo, la hai, voi. Cu scorțișoară și portocală, vin gata, fiert. Gata, ai văzut? Am mai multe oferte. Toată distracția începe cu... ceaiuri. O lună înainte. Deci de la 1 noiembrie. Ce, cu o lună înainte să mă programez? Nu, noi începem din noiembrie. Nu, de la 1 decembrie suntem pe poziție. Nu, la 5 decembrie o să tulc. Iubirea. Tul de Crăciun. Nu, pe 1 decembrie, nu, de la 1 decembrie, tot playlistul casei noastre
de la 1 decembrie să decolinzi tot playlistul. Dar la noi e ca la trupele mari, ne apucăm din 1 noiembrie. Da, mă, eu te-am zis că aici dau jos din pod, cu planul organizat. O lună de zile. Cu... Dar trebuie o săptămână să ornez casa, să decorez casa. Te cred. Am și ai pe culori? În fiecare an e alte decorațiuni? Auriu cu alb, nu, roșu? Nu, auriu nu merge la mine în casă, că sunt cu argint pe argintiu. Am înțeles. Dar nu am pe culori. Bașca atât de nebună, că ar fi fost mult prea multe decorațiuni. Mm-hmm. Și așa am peste 20-25 de cutii de dat jos din pod. Bine. Dar e poveste, gata, e poveste la noi. Și eu vreau să-mi fi din nou cel mai frumos cadou. Aproape da. Să te am în fiecare an. Gata, venim să colindăm. Până atunci, mai chinăm o dată, îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp. Cu drag. Mulțumim, papi, că așa am auzit. Cu drag. Papiciulo, da. Papiciulo. Papi pentru care față de bătrân. Na, că ți-am zis-o și eu, dacă ai zis că vrei gagica. Ai mai auzit, atât de multe lucruri drăguțe într-o emisiune odată despre tine. Pentru că zici de mine, că zici că vrei pe Dolly Parton sau pe cine ai spus că vrei pe Baby Doll. Pe Dolly Parton, mult mai bine. Trăiască să fie sănătoasă, că are. Ai zis că vrei pe Baby Doll, pe cine ai vrut? Și încheiem în party, cum am început, cu show, cu familia aici. Haide. Haide, pe party. Un pic câte un refren din melodiile cu care m-am lansat eu acum 20 de ani. Hai, let's go. Începeți voi. Întoarce-te în viața mea, nu pot trăi fără tine. Nici somn nu mai am noaptea, mă gândesc numai la tine. Întoarce-te în viața mea, nu pot trăi fără tine. Nici somn nu mai am noaptea, mă gândesc numai la tine. Da. Hai mai departe, papi. Merge. De ce vrei să pleci de lângă mine? Nu mai înțeleg ce e cu tine. Spui mereu că mă iubești. Gândul tău e să mă părăsești. Am crezut că ții și tu la mine, dar te-ai prefăcut, acum știu bine. Am crezut că ții și tu la mine, dar te-ai prefăcut, acum știu bine. Mulțumim! Cu drag! Mulțumim mult!